mult să, da, să faceți o călătorie, chiar și o călătorie mai exotică, aș spune eu. După părerea mea, ar trebui să mergeți. Dacă simțiți să faceți chestia asta, ar trebui să o faceți. Dacă simțiți că este ceva inedit, ceva diferit, ce n-ați mai făcut, poate să fie orice fel de experiență, dar care implică mișcare, eu așa simt, ar trebui să pășiți către ea și să ieșiți mai mult. Pentru că trebuie să învățați ceva din această experiență și de la această persoană. E o persoană foarte... E ca un profesor. S-ar putea să întâlniți o persoană care chiar să activeze într-un domeniu de genul acesta, să fie profesor, de orice fel, din orice segment, să zic așa, din orice domeniu profesional, da, orice tip de profesor, mai ales spiritual. Pentru unii s-ar putea să găsiți în această lună, nu știu, poate un coach, dacă e la modă cuvântul ăsta, dar nu o zic într-un sens negativ, să găsiți o persoană de genul acesta care este ca un îndrumător pentru voi, să vă ajute, chiar un terapeut, un psiholog, un învățător, dar e cineva foarte pragmatic, e foarte bine dezvoltat, are foarte multă capacitate de înțelegere și are foarte multă experiență de viață și asta o să vă ajute foarte mult. Iar voi aveți nevoie, simt că sunteți într-un punct în care aveți nevoie de susținere. De multă susținere. Și aveți nevoie de viață nouă să intre de lumină nouă ca să intre, ca să zic așa, în viața voastră. Aveți nevoie de lumină și de căldură nouă ca să intre în viața voastră și de oportunități noi. E ca și cum soarele ăsta e atât de puternic încât pătrunde în această carte, se și văd așa razele și care parcă curg de aici, da? Și soarele e o carte foarte puternică, pozitivă și cu 5 de monede care este fix cartea ce indică durere și lipsuri din toate punctele de vedere, e ca și cum o să mai simțiți acele lipsuri, e ca și cum o să vă simțiți împlinit. Deci trebuie să vă deschideți, dar o să o faceți cât se poate de natural. Exact. Uite cum a sărit cartea Trandafir. Avem acolo iubirea este în aer. Avem și altă floare, o lalea, avem pasiune mare aici. Da, e cineva aici care o să facă să iubiți din nou viața. Avem din nou niște trandafiri, avem căsătorie, foarte interesant. Hai să nu mai divulgăm așa, să le luăm mai întâi pe toate și după. O să zic, ia uite, soarele incredibil, o să simțiți foarte multă pasiune. Ce să zic, e superb. Când primești confirmări în tarot, e ca și cum, nu știu, înțelegi mai bine niște lucruri. Și avem soarele de două ori. Ce îți poți dori mai mult de atât? Înseamnă fericire, înseamnă să fii bine dispus, să te simți bine și fericire. Efectiv fericire. Asta e cuvântul vostru. Asta e cuvântul lunii. Avem și octombrie. Foarte frumos. Se pregătește ceva pentru luna octombrie. Pentru voi s-ar putea ca luna octombrie să fie mai importantă. Avem aici și niște lacrimi. Într-adevăr, cu 5 de spade și cu 5 de monede, e cineva care a vărsat foarte multe lacrimi pe ceva ce a fost dureros. Interesant. Este în sfârșit soarele și pe strada voastră, ca să zic așa. Pentru unii dintre voi a căzut și cartea, se încă nu ne mai interesează. Avem aici un tigru. Exact, să faci ceva riscant. Să iei o oportunitate, să începi ceva, să profiți de o ocazie. Avem și un peștișor auriu care vorbește despre o creștere materială și spirituală. Foarte frumos. Spirituală mai ales, chiar e nevoie de multă creștere spirituală. Voi oricum sunteți foarte spiritual. Cea mai spirituală zodie, după părerea mea, este zodia pești. Și avem aici o pisică care, într-adevăr, spune despre un prieten cu două fețe. Eu simt că e mai mult la trecut și aceste lacrimi și partea aia mai negativă și cu 5 de spade. E cineva care v-a trădat. Clar, clar, categoric. E cineva care v-a trădat într-o formă sau alta. Să vedem și alte cărți. Avem aici target. O persoană foarte orientată către obiective. Da.
am zis clar. E acest cavaler de monede, e acest împărat, e cineva care știe foarte bine ce să facă. Ia uite ce interesant, avem un picior și spune că a păși către o nouă experiență. Da, vă cheamă o nouă experiență și foarte bine ar fi să o faceți, să riscați puțin, să ieșiți din zona de confort, mai mult ca sigur o să o faceți, așa simt, pentru că are foarte multe beneficii, foarte multe beneficii, să știți, ar trebui să începeți ceva nou, să vă bucurați de ceva mai mult, de viață. Așa, și avem aici și ideea să cauți informații care să te ajute. Poate voi căutați aceste experiențe noi, poate voi căutați persoane noi care să vă facă să înțelegeți mai bine viața, căutați poate terapeuți buni, profesori buni, de orice fel, la trainer și așa mai departe, de sport inclusiv, căutați în această perioadă experiențe și persoane interesante care să vă satisfacă poate curiozitățile, să vă satisfacă niște nevoi personale care sunt importante după părerea mea și o să vă aducă foarte multă fericire chestia asta. Da, foarte multă fericire. Unii dintre voi s-ar putea să găsească și un partener în toată această căutare, să găsească o persoană potrivită chiar de căsătorie. Dar e doar așa o chestie de în momentul ăsta este doar așa să o cunoașteți sau să începeți să vorbiți mai mult cu ea, să înțelegeți, ca și cum atrageți pe cineva, atrageți un partener, atrageți o persoană potrivită pentru voi, dar acum este doar din prisma asta de a încerca ceva diferit, de a vedea și alte lucruri, de a ieși mai mult, de a încerca să uiți trecutul, să uiți ceva ce ți-a provocat durere emoțională, chiar și profesională, financiară, într-o formă sau alta. Bun, deci este o lună de genul acesta, dragii mei, o lună foarte potrivită pentru voi să ieșiți mai mult, să gustați așa din viață și să spuneți da mai mult în această perioadă la oportunități noi, pentru că nu știi de cine dai, s-ar putea să dai fix de dragostea vieții tale în această perioadă și la propriu că tot am văzut căsătoria acolo. Ca zile importante, 17, 15, 14, 15, 16 septembrie, în mod special 19. 19 septembrie, iar ca zodia am zis Leu, un special berbec, taur, capricorn, rac. Dar leu, rac și taur și berbec un special. Foarte interesant, destul de multe zodii și cam toate zodii foarte, foarte puternice. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și ne revedem data viitoare.